de pomenire și slujba de mulțumire, de zi națională, să le facem în timpul liturghiei, în timpul acesta liturgic. Am zis că cerul coborât pe pământ să înglobeze inclusiv cele două taine. Taine ale pomenirii celor dragi, pentru că dacă ei n-ar fi fost, acum 105 ani, să zicem, noi poate că ne foloseam încă de borna care despărțea pe frați de altă dată și care acum, străjuită de cruce, borna aceea care despărțea frații a fost sfințită prin jertfa locotenentului Macarie și ne aduce aminte că doar în unitatea aceasta a fraților neamul acesta a reușit să dăinuie aceste meneamuri. Mulțumim colegilor din asociație pentru toată truda, pentru dragostea frăților lor de a scoate la lumină valorile acestea ale neamului, deși le știam. Așa cum spuneam, de multe ori avem tendința să uităm de aceste valori. N-aș vrea să mai lungesc mult cuvântul meu. O să vă rog să ne îngăduiți să dăm cuvântul lui domnului primar, care a avut bucuria cu domnul viceprimar și cu cei doi consilieri, Văcaru Bogdan și Avram Elena, să vină la a doua liturghie, în parochia noastră mai puțin de o lună. Au avut această bucurie de a fi în mijlocul credincioșilor noștri, a cetățenilor pe care îi reprezintă în autoritatea pe care și-au asumat-o. Deci o să rugăm să ne spună un cuvânt. Păi e pentru că avem în mijlocul nostru pe domnul președinte al Asociației Cultului Eroilor, filiala Colonel Chirieș Bacău, domnul Voicu și domnul vicepreședinte, domnul Ioane, să vrem și un cuvânt de la pățiile lor, cuvânt care să mărturisească, știu, din cele ce noi n-am reușit să facem prin ruga pe care am înălțat-o. Și cuvântul o să fie încheiat de un cuvânt al directorului nostru de școală, chiar dacă nu mai este director, noi îl știm ca domnul director și oricând ne întâlnim și încă este directorul școlii noastre, mai ales că avem școală, da? Domnul director Țuțuianu o să ne spună un cuvânt și sper că măcar 10% din cuvântul părintelui consilier am memorat, din cuvântul de învățătură, cât de importantă este școala și cum ierarhul Andrei Șabuna, mitropolitul Transilvaniei, a lăsat într-o Transilvanie în care, eu știu, românii nu prea erau luați în calcul, m-au lăsat mai bine de 100 de școli românești, Academia aceasta șabuniană de la Sibiu, de care ne-am bucurat acum 25 de ani, de care ne bucurăm acum. Și sperăm că la un moment dat, pentru că autoritatea locală a investit atât de mult în școala din satul nostru și ea arată așa cum arată, pentru că doamna educatoare Rezmeriță a avut bucuria să se rupă de activitatea pe care o avea în Onești și să vină în mijlocul nostru alături de copiii pe care îi educă în anul acesta, în școala aceasta restaurată. Deci să ne aduc aminte că școala, și pentru că suntem în biserică, biserica, sunt rădăcini care au ținut neamul acesta. Când vânturile au fost potrivnice, au fost aceste rădăcini, biserica n-a putut să fie smulsă pentru că rădăcinile sunt în spate, în cimitir, acolo sunt poenarii cu atâta dragoste de Dumnezeu și mărturisitori ai dreptei credințe. Și dacă domnii mari vor astăzi să spună că școala n-are legătură cu biserica, eu știu, așezămintele, spitalele, n-au legătură cu biserica, ar trebui să se
mai uite un pic în istorie. Și poenarii știu mai bine decât mine că atunci când nu era biserica aceasta, biserica veche, în tinda ei când era cald, învățau slove românești și când, eu știu, stihiile erau deslănțuite, la intrare în stânga, acolo unde domnul colonel, care general în rezervă, iertare, Leru a pus acea troiță, acolo era biserica în care se învăța buchia, adică școala. N-au putut să se desprindă. E adevărat că s-au mutat mai târziu peste drum și arată atât de frumos, repet, prin grija autorității locale. Sperăm că aceste rădăcini să le păstrăm vii și să ne aducem aminte că doar prin ele putem să în acest pământ cu toată identitatea noastră. Iertare de cuvântul pe lume. Domnul primar, dacă vreți să ne spuneți. Noi mulțumim. Domnule viceprimar, stimați consilieri local, domnule Dănunț Voicu, președinte al filialei Bacău Cultul Eroilor, dragi copii și poenari, onorați oaspeți. Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-a oferit prilejul de a păși în mijlocul dumneavoastră într-o zi de sărbătoare. Mă bucur de fiecare dată când văd la dumneavoastră în sat și nu doar când văd tricolorul pe umăr, ci și cu alte ocazii. Părinte, dacă îmi permiteți, ați menționat că am pășit de două ori într-o lună în biserica dumneavoastră de aici din Poiana Sărată și de fiecare dată biserica a fost plină. Acest lucru arată că, în ciuda a ceea ce se spune că Poiana Sărată este depopulată, este contrar acest lucru. Uitați că oamenii, fie ai satului, sunt prezenți și dau viață și în sufletire satului românesc. Este dincolo de orice putere să ținem standardul și steagul sus pentru a depăși orice greutate. M-am uitat și am văzut că pe doamna educatoare ați făcut o fiică a satului. Este, am adoptat-o. M-am bucurat din suflet că am îmbrăcat haina. Am îmbrăcat haina celor din Poiana Sărată. Asta arată că pune suflet în munca ei de la grădiniță și am convingerea că încet, încet Poiana Sărată va redeveni ceea ce a fost. Ca și o veste bună, domnul Petrescu o cunoaște pe doamna Anca Macruș, o altă persoană care vrea să vină în satul Poiana Sărată și vrea să ducă mai departe tradițiile și obiceiurile de pe această vale. Dânsa și-a arătat deschiderea și știm de această discuție pe care a fost cu privire la utilizarea școlii. I-am povestit că vrem să folosim acele spații și s-a arătat încântată că deja are un loc unde să-și desfășoare activitatea. Animăm viața satului și căutăm împreună să progresăm. Chiar dacă lucrurile se mișcă greu, important e că lucrurile se văd. Așa cum spuneați, de școală, de alte lucruri, este important să fim împreună, să fim unii alături de alții și am toată convingerea că bătrânii satului îi vor învăța pe cei mici și vom duce mai departe acest loc pitoresc și plăcut de foarte mulți oameni care își cumpără terenul, își construiesc locuințe aici. Acest lucru arată că Poiana Sărată este un loc plăcut. Vă mulțumesc din suflet pentru că nu lăsați să se uite aceste lucruri.
Astăzi, cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei, urez tuturor celor care poartă numele de Andrei, Andreea și derivate, un sincer și călduros la mulți ani. Mâine este 1 decembrie, Ziua Națională a României, și de fapt Ziua Națională a României ne arată unitatea care a fost creată, unitate pe care noi, aici, reușim să o creăm și noi. Să marcăm această zi importantă pentru noi toți. Vom păși pentru a depune o coroană la mormântul cutunetului Nicolae Macarie, dar dincolo de acest simbol, să purtăm în suflet și să mărturisim cu toată credința că noi suntem români și noi luptăm, chiar dacă nu, cum au făcut strămoșii noștri, pe un câmp de luptă, luptăm să ducem mai departe ceea ce am moștenit. Vă mulțumesc și vă doresc să aveți zile frumoase de sărbătoare în continuare, și să ne revedem și cu alte ocazii, să ne bucurăm și să împărtășim bucuriile unele altora. La mulți ani tuturor românilor! Sufiliala de Noituz și sufiliala din Poiana Sărată, unde este președintele domnul Marian Petrescu. Am pregătit câteva cuvinte scurte, despre Ziua Națională a României. Ziua Națională a României, stabilită pentru 1 decembrie, este prevăzută în Constituție. Pentru prima dată, Constituția României a adoptat prin după 1989, prin articolul 12 al alineatul 2, ca ziua de 1 decembrie, ziua Marii Unii de Constituirea Unității Naționale, să fie zi națională. Acum 105 ani, la 1 decembrie 1918, înspre vechea cetate Alba Iulia, avea loc un eveniment cu valoare de simbol pentru istoria națională, unirea Transilvaniei și Banatului cu țara. Era finalul unui proces de copistate rar întâlnită de desfășurare a statului național unitar român, etapele precedente fiind unirea Dobrogei la 14 noiembrie 1878, războiul de independență, apoi la 27 martie unirea Basarabiei și pe 28 noiembrie 1918 unirea Bucovinei. Acest dezmânt fericit venea după 4 ani de intense dezbateri și comentări, de iluzii și suferințe ce păreau fără de sfârșit. Primul război mondial fiind un adevărat purgatoriu pentru națiunea română. La declanșarea primei conflagrații mondiale, la 15 iulie 1914, situația românilor era dramatică. Statul român era membru al puterilor centrale din 1833. Apartenența la acest tratat militar-politic era firesc pentru că fruntea statului, în fruntea regatului, era regele Carol I din Moemul. Și nu numai aceasta a făcut, ci prudența de a ne apăra fiind în mijlocul celor două imperii, austro-ungar și țarist. În același timp, Imperiul Austro-Ungar, membru al puterilor centrale, stăpânea Transilvania, Banatul și Bucovina, iar Imperiul Rus, care făcea parte din tripla înțelegere, alături de Franța și Anglia, avea sub dominație Basarabia.
Acestea se mai adaugă slaba pregătire a armatei evidențiată la campania din 1913 în sudul Dunării. În consecință, Consiliul de Coroană, numit în august 1914, a decis neutralitatea. Problema principală era încotro să se îndrepte România. S-au confruntat două mari curente. Unii oameni politici de orientare conservatoare se pronunțau pentru alianța cu puterile centrale, deoarece apreciau că Rusia reprezenta principala amenințare la adresa României, cealaltă tabără, mult mai numeroasă și având un larg suport în opinia publică, susținea intrarea în război alături de Antantă. Și unii și alții aveau în vedere unirea. În primul caz era vorba de reunificarea Basarabiei, în al doilea caz intrau în calcul Transilvania, Banatul de România. La 4 august 1916, Guvernul Liberal, condus de Ilie Brădeanu, a semnat tratatul politic și Convenția Militară cu Antanta, România intrând în război într-o declarație, printr-o declarație de putere, numai Austro-Ungariei, la 15 august 1916, era ziua Reginei Maria. Influența Reginei Maria se decide de care parte să se angajeze în război, a fost determinată prin diplomația și personalitatea Reginei Maria. Războiul de întrecire a început sub auspiciile unui entuziasm general, amplificat și de succesul primelor operații ale armatei. A urmat însă înfrângerea la Turcaia sub raport strict militar, având o valoare tactică care a bombardat atât situația militară cât și moralul națiunii. Armata română a rezistat decenii de eșec, astfel că la sfârșitul anului 1916, trupele puterilor centrale ocupaseră Oltenia și Dobrogea, frontul s-a stabilizat, eliminat aliniamentul Carpații Meridionali, Siretului Viror, Dunărea Mare. Severa înfrângere din campania din 1916 are drept cauze atât raportul de forțe și lipsa de ajutor aliatului rus, cât și grave deficiențe de dotare, instrumente și producerea armatei române. În acest moment, idealul Unității Naționale era mai departe ca oricând. A urmat însă revenimentul armata română refăcută și cu sprijin militar francez, misiunea franceză a avut pe Bertlot, a avut nu numai misiunea de a instrui trupele. Trupele erau în mare majoritate formate din țărani și oameni slab instruite din poliție. Situația României însă a fost influențată într-o manieră hotărătoare de evenimentele din Rusia. Mai întâi, în februarie 1917, țarul a fost înlăturat de pe tron, iar mai apoi bolșevicii au preluat puterea prin lovitura de stat din 7 noiembrie 1917. Confruntat cu un sângeros război civil, regimul bolșevic a încheiat pacea separată cu puterele centrale, altă trădare. Rămasă singură, pe frontul oriental, România a fost nevoită să adopte aceeași conduită, ieșind din război prin pace de la București, o pace draconică prin toate prevederile. Între timp s-a finalizat unirea Basarabiei cu România. Seismul puternic care a zguduit Rusia a făcut posibilă redeșteptarea națională a românilor de Prut și Nistru. Mai întâi, 15 decembrie 1917, prin hotărârea sfatului țării, s-a creat Republica Democratică Moldovenească Autonomă în cadrul Federației Rusie, că nu se putea, nu era momentul. La 24 ianuarie 1918 și-a proclamat independența. Ultima etapă a avut loc la 27 martie 1918, când același sfat al țării a decis cu majoritate de voturi unirea cu România. Și altă punct, istoria primului Andrei, greu de descifrat, a făcut ca tocmai Basarabia, abandonată practic în august 1916, să fie prima care s-a unit cu România. În toamna anului 1918, pe frontul înrăutățirii situației militare, Imperiul Austro-Ungar s-a dezmembrat, ceea ce a descăpușat energiile naționale ale popoarelor români, cehi, slovaci, polonezi, croați, sloveni. În pofida pozițiilor forțelor naționaliste ucrainene, Consiliul General al Ucrainei a decis, în unanimitate de voturi, la 28 noiembrie 1918, unirea necondiționată pentru vecea Bucovinei, în vechile votare, până la Ceremuș, Colacin și Nistru, legatul României. Dincolo de munți, Transilvania, pregătirea unirii se apropia de sfârșit, la 31 octombrie 1918 s-a constituit Consiliul Național Român Central, care a decis convocarea pentru 1 decembrie la Alba Iulia Marie Admiral Național. Consiliul Național Român nu
s-a constituit la 31 octombrie, unde a plecat în străinătate și mutându-se la Arad, a căpătat puteri de bine pentru organizarea Marii Unirii. În acea zi de duminică, devenită din 1990 și zi națională, cei 1.228 de delegați, aclamați de peste 100.000 de oameni, veniți în multe, de multele localități Transilvaniei și Bănățene, au hotărât unirea Transilvaniei și Bănatului Bărbunii. Trebuie subliniat rolul armatei până la 1 decembrie. Armata română, așa cum a fost organizată, slab pregătită, în primă instruită de occidentali, în genere de francezi, dar trebuie subliniat și rolul preoților. Armata, până la 1919, pentru că 1 decembrie, nu a rezolvat problema României. Alte țări au început să sărbătorească victoriile, noi am continuat lupta pentru consolidarea Unirii. Peste 300 de preoți, așa zis, militari care au căpătat și grad, au luptat în primul război mondial. Ceea ce a dus ca mai târziu, în 1921-24, să se înființeze cu episcopie militară cu sediu la Alba Iulia, primul episcop fiind preotul Justinian Tecurescu. Prin această istorică hotărâre se încheia procesul de făurire al statului național unitar român. Trebuie precizat că România nu s-a întregit ca urmare unei victorii militare obținute pe front. Deciziile de unire au fost luate pe baze și prin mecanisme de licitare democratice. Sfatul Păcii Congresului General al Bucovinei și Marea Adunare Națională de la Alba Iulia au fost organisme politice reprezentative care au adoptat hotărâri cu cunoștință de cauză și nu ca urmare unor presiuni exterioare. De asemenea, Marea Unire s-a realizat înainte de conferința de pace de Paris, care și-a deschis lucrările în ianuarie 1919. Forumul Păcii din capitala Franței a consacrat doar juridic cu o situație existentă de fapt și nu a creat-o. Statul român unitar era deja o realitate în momentul când liderii puterilor învingătoare s-au întâlnit pentru a pune bazele păcii. Așa cum am precizat, unirea s-a realizat pe cale plebiscitară și nu pe front, deși forțele militare românești au luptat timp de aproape 2 ani de zile cu harta țării unite în sud. Acest efort militar, care a cunoscut șuișul și coborâșul, nu a fost inutil deoarece a întărit idealul unirii. Deși nu a intervenit direct în actele de unire, armata română a avut un rol important în acest proces. Ea a asigurat climatul de exprimare liberă a populației din aceste teritorii și a apărat unirea. În anii 1918-1920, la granițele de est, nord și vest, asupritorii de revoluționare, dar și pretendenții mai noi, au încercat să mențină cu forța armelor situația notabilă. Mai trebuie remarcat și un alt aspect. Sfârșitul primului război mondial a adus cu sine mișcări sociale fără precedent, care au antrenat și forțele militare ale unor țări mari și puternice. În acest climat turbionar, armata română și-a păstrat coeziunea și disciplina, necontaminându-se de spiritul dizolvat de atât de puternic de el. Forțele militare românești au rămas intacte, fiind un factor de descurajare pentru toți cei care nu au ezitat să recurgă la forță pentru a verifica mesurile scale istoriei. Evenimentele de la 1 decembrie 1918 sunt dintre cele mai frumoase clipe ale istoriei naționale. Este datoria noastră a celor de astăzi să le cinstim așa cum se spune, deoarece gradul de civilizație a unui popor se definește în primul rând prin respectul acordat în limbaj. Stimați participanți, anul 2023, în afară de faptul că este anul pastorației persoanelor vârstnice și anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, Asociația Națională Cultului Eroilor a marcat centenarul eroului necunoscut. Dacă în primul război mondial numărul imens de victime căzuți în război, în prizonierat și în lagăre de muncă. Numai în lagăre de muncă au fost arestați și peste 115.000 de români.
în lagăre din Polonia, Ungaria, Austria, Turcia, vecinii noștri de la sud, Bulgaria, mulți dintre ei nu au mai venit și nu au fost consemnați nominal. De aceea, pentru anul 2023, semnătatea marcării și comemorării eroilor în centenarul eroului necunoscut are o semnătate aparte. Trebuie să nu uităm că de placa tombală a mormântului eroului necunoscut din Parcul Carlos, din fața Muzeului Militar, stă postat un text aparținându-i marelui istoric Nicolae Băsescu, care a fost asasinat de legionari la 29 noiembrie 1940. Pe placă scrie așa: aici doarme fericit întru domnul Osașul necunoscut, săvârșit din viață în jertfa pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihnește pământul României întregi. Nu trebuie să uităm acest lucru. Pentru aceasta, fiind astăzi la invitația dumneavoastră, biroul executiv a hotărât să acorde o medalie erou necunoscut domnului primar Claudiu Petrișor, pentru sprijinul care l-ați acordat cu noi. Poate pe viitor vom avea în cele două subfiliale mai mulți membri. Și dumneavoastră, legea vă permite să fiți membri. Și tot Consiliul Local și așa mai departe. Vă mulțumim pentru acest lucru. De asemenea, am considerat că este firesc, datorită prieteniei și sprijinului îndelungat al părintului baroc, Semen Lăzăret. Este, de fapt, întâlnirea pe care o primesc pe Enari. Ei, și sprijinul colegilor din asociația a reușit să facă pe deci, medalia. Mulțumesc tuturor răstănitorilor! Stimați participanți, astăzi este o mare sărbătoare a creștinilor. Îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, întâiul apostol al lui Iisus Hristos, întâiul ucenic și cel din tâi venit pe meleagurile țării în Dobrogea, unde a popozit și a propovăduit religia creștină. Propovăduirea creștinismului la noi a făcut ca Sfântul apostol Andrei să fie declarat ocrotitorul spiritual al românilor. În această zi ne-am gândit să aniversăm și Ziua Națională a României, 1 decembrie, care va fi mâine. Anul acesta se împlinesc 105 ani de când în ziua de 1 decembrie 1918, în orașul Alba Iulia, a fost organizată Marea Adunare Națională, la care au participat 1228 de delegați din comunele și orașele transilvanene pentru a hotărâ soarta Transilvaniei. Marea Adunare Națională a votat în unanimitate Unirea Transilvaniei cu România. Unirea Transilvaniei cu România a constituit înfăptuirea dorinței seculare de unitatea poporului nostru, pentru care au luptat și s-au jertfit mulți din înaintașii
noștri. Sărbăm cu mare bucurie ce neamul nostru s-a dorit, înfăptuind o mare Românie ce va trăi la nesfârșit. Dragi români, uniți să fim, țara în veci să o iubim, glia noastră strămoșească, Dumnezeu să o ocrotească, mii de ani să dăinuiască, urmașii să o moștenească. La mulți ani, România! Mulțumim Părintelui Năzărel pentru organizarea acestei sărbători și pentru ofranda adusă prin slujba de pomenire eroilor care au luptat pentru întregirea neamului. Iar la sfârșit, să dăm mână cu mână, să demonstrăm că nația română, ca semn că e în culmea fericirii, cu toții să jucăm fora unirii. Doar poezia poate să vorbească despre Dumnezeu. Pentru că la limficele satului Maria Lucia Crăitorul are drag de a se spovedi. Cred că fiecare se spovede dacă așa și de a se împărtăși. Am zis că ea trebuie să încheie momentul din biserică cu poezie rupă, nu? Mulțumim mult! Greu de primăvară, ești lumină vie, mândră lumii, ești bolta cu stele, leagă-n vieții mele. Sperăm să se adauge Irene și ceilalți, atât în rânduiala de sâmbătă, în sensul că ne întâlnim în biserică și încercăm să zicem și o rugă și să mai învățăm câte ceva, cât și în dorul de a vorbi cu Dumnezeu prin poeție. Vom continua momentul din Sfânta Biserică, îndemnându-mă să ieșim afară, să pe martorii intonării imnului de stat, apoi o să vă rog să fiți alături de noi a depune o coroană la mormântul eroului Nicolae Macarie și după ceremonialul acesta de depunere de coroane, așa cum ne îndemna domnul director Țuțuianu, vă aștept să fim într-o voră a unității. Da? Nu numai a unității, pentru că unde e unul, nu-i putere.